Din lipsa banilor, argeșenii au început să consume apă de la izvoarele și fântânile captate pe domeniul public. Zilnic, zeci de argeșeni merg cu sticle și bidoane la izvoarele din curtea de Argeș și se aprovizionează cu apă. Dar anul acesta încă nu am făcut nicio igienizare, nicio dezinfectare a acestor fântâni, întrucât nici timpul nu prea ne-a permis. Dar cred că începând cu luna aprilie o să începem să le dezinfectăm cu cloramină, pe care deja o avem achiziționată la acest moment, după care se vor efectua de către Direcția de Sănătate Publică și analize pentru a vedea care este în realitate starea lor, dacă sunt potabile sau dacă nu sunt. În anii trecuți au existat unele probleme cu privire la faptul că nu toate fântânile aveau apă bună de băut. Din acest motiv s-ar impune analize de laborator care să certifice exact calitatea apei de la puțurile și izvoarele de pe domeniul public din curtea de Argeș. Din situația pe care o avem, în jur de 40 de fântâni avem pe domeniul public. Însă unele dintre acestea s-ar putea să nu mai fie funcționale, deci nefiind folosite, o fântână, doar dacă este întreținută, nu este suficient să o dezinfectezi și să-i faci analize. Ea trebuie întreținută prin a consuma apa tot timpul din ea. Dacă ea nu este folosită, deci de cetățeni din zona, atunci poate deveni nefuncțională și în situația asta s-ar putea să fie mai multe fântâni. Asta vom vedea în momentul în care vom merge să facem dezinfecția acum în aprilie. Pentru ca apa să fie potabilă, trebuie îndeplinite următoarele condiții: să fie incoloră, transparentă, inodoră, relativ insipidă, să nu conțină substanțe chimice sau de altă natură peste limita maximă admisă de standardele obligatorii, să fie lipsită de microorganisme, iar microflora sa profită să fie limitată strict la un număr cât mai redus. Totodată, pentru a fi potabilă, apa trebuie să aibă în compoziție săruri de calciu care imprimă duritate, ce se exprimă în grade germane și este cuprinsă între 10 și 20.